Da, mulțumim. Mai avem câteva. Iulia Cobleșan, inelul domniței Catrina. Că toți suntem noi afiați după romane cu ființe extra și ultraterestre și cu, mă rog, filme cu teme cumva rupte de lumea asta. Probabil prima condiție este să fie despre alte lume, despre totul altceva, deși uităm că dacă nu avem o referință constantă, nu putem avea un grad de comparație, nu putem judeca nimic dacă nu avem o axă de valori. Ineu domniței Catrina e un roman istoric și, repet, la fel cum am vorbit despre cavalerism, pasiune, fanatism a domnului... Așa, cred că nu mai găsesc. E undeva pe aici. Aici. Cavalerism, pasiune, fanatism. Ei, alături de această carte și Inelul domniței Catrina, dar și alt roman istoric scris de tot de Corneliu Șenchea, Misterul lui Don Juan sau O iubire în secolul de aur, în care autorul pornește de la personajul literar pe care îl duce în istorie, identifică circumstanțe și persoane reale cu care a intrat în contact Don Juan. Carte, mă rog, toate trei de fapt sunt foarte interesante și cred că pot redeștepta gustul pentru istorie, gustul pentru lectura istoriei. Așa? Ca să o citim, să o știm măcar pentru a n-o mai repeta. Țărâncuța de la Dunăre este un soi de saga de familie. Personajul pornește acum un secol dintr-un sat din Banat și ajunge în fața dumneavoastră prin această carte datorită unei nepoate a personajului principal, feminin, care astăzi locuiește în Franța și probabil că cei mai mulți îndepărtați cu sau voie de țara lor încearcă să-și adune nostalgiile sub diferite forme. Doamna Felicia Trufier și le adună la modul literar și încearcă să-și surprindă, să-și adune strămoșii între două coperți. Așa, ajungem imediat la Tarkovski. Andrei Tarkovski, o teodicee cinematografică, estetica unei mărturisiri în alb-negru, scrisă de Lucian Mocrei Rebrean, de părintele Lucian Mocrei Rebrean, dar n-a vrut să, mă rog, să se ascundă după identitatea, știu eu, profesională, în sensul arhaic al termenului, așa, a preferat să semneze cu numele din buletin. Este un, ce să zic, un ahtiat după filmele lui Tarkovski și a încercat o fenomenologie, a încercat chiar o... Inițial, mă rog, era reticență, spunem, o teodicee, pentru că se sună prea pretențios. Dar cred că a reușit să facă sau să refacă din filmografia lui Tarkovski chiar o mică teodicee. Îl rog pe Leonardo Obraz să ne spună câteva cuvinte despre Tarkovski, despre filmele lui Tarkovski. Dacă ar dori cineva să facă un top al filmelor, 10 filme create pentru eternitate, într-un prezent continuu, de la inventarea cinematografului și până unde se va termina această lume, cu siguranță în acest top vor figura nu doar un film al lui Tarkovski, ci toate filmele lui Tarkovski. Tarkovski este singurul produs cinematografic al creștinismului, cu precădere creștinismul ortodox și cu și mai mare precădere a ortodoxismului rus, care își revendică dreptul de a fi cel mai ortodox dintre ortodoxisme. Nu e adevărat, dar ortodoxism. Deci, în ortodoxiile, scuză-mă, Valentin, izmele nu sunt bune, numai izma creației e bună pentru ceai. Restul, toate izmele sunt păguboase și
cancerigene, social vorbind. Deci, odată ce am fost vindecat rapid de cancer, vă voi spune doar atât, că această carte, așa cum arată ea și pe care am scris-o, este cartea unui misionar al credinței creștine în cinematografia lumii.